Ne pare rău că ați căzut în Daniel, capitolul 8, în lupta dintre un berbece și un țap. Dar noi, ca biserică, călătorim prin cartea Daniel. Și dați-mi voie în cuvintele Domnului Iisus să adun mesajul întregului capitol. Dacă sarea își pierde gustul sau puterea de a săra, va fi aruncat afară și călcat în picioare. Dacă sarea își pierde gustul sau puterea de a săra, va fi aruncat afară și călcată în picioare. Dragii mei, sarea ține de poporul lui Dumnezeu, de tine și de mine, dacă ne socotim într-un fel parte din poporul lui. Domnul Iisus însuși ne-a spus, voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădat afară și călcată în picioare de oameni. Dar cum am scos mesajul acesta din cartea Daniel, capitolul 8? Dați-mi voie să facem cunoștință mai întâi cu cartea sau capitolul ca întreg. Aveți schița înaintea dumneavoastră. În primele două versete, Daniel ne creionează cadrul în care primește vedenia din versetele 3 la 12. Apoi aude pe doi sfinți vorbind și comentând vedenia respectivă și trage și el cu urechea. Cu alte cuvinte, sfinții comentau aspectele esențiale din vedenia pe care a primit-o. Atunci când tâlcuirea vedenei se face de către arhanghelul Gavril, el știe că tâlcuirea trebuie să vină tocmai pe această linie a interesului cerului. Și cum ați auzit, capitolul se termină cu impactul pe care vedenia îl are asupra lui Daniel. Aș vrea să rotesc toată imaginea, să încep cu ultimul verset din capitolul 8. Eu am stat leșinat și bolnav mai multe zile. Apoi m-am ridicat și mi-am văzut de treburile împăratului. Eram uimit de vedenia aceasta și nimeni nu știa, nici n-am trăznit să vorbească altora. Am stat leșinat și bolnav mai multe zile. El slujba și împărătesc cu treabă multă în imperiu, leșinat și bolnav. Oare ce l-a îngrozit așa de tare pe Daniel? Ca să înțelegem lucrul acesta, trebuie să ne întoarcem la începutul cărții, să călătorim împreună prin ea. În primul rând, uitați-vă cadrul pe care el creează în primele două versete. În al treilea an al domniei împăratului Belșațar, eu, Daniel, am avut o vedenie, afară de vedenia pe care avusesem mai înainte. Când am avut vedenia aceasta, se părea că eram lângă capitala Suza, în ținutul Elam. Și în vedenia mea mă aflam lângă râul Ulai. Ce a văzut Daniel? A văzut mai întâi în versetele 3 și 4 un berbece cu două coarne mari, apoi a văzut un țap venit dinspre apus care a confruntat berbecele și l-a călcat în picioare, bătălia dintre berbece și țap, și vede cum țapul sau cornul țapului se frânge și în locul lui cresc patru coarne și dintr-unul din cele patru coarne crește un corn mic. Un vis interesant, nu-i așa? Dar el spune, afară de vedenia pe care o avusesem mai înainte. Mai țineți minte vedenia de duminica trecută? Când vânturile cerului izbucnesc pe marea cea mare și patru fiare mari ies una după alta din mare, mai întâi un leu înaripat, apoi un urs într-o rână, un pardos cu patru capete, patru aripi și o fiară nespus de fioroasă cu 10 coarne și un corn mic care avea ochi și o gură care vorbea cu hulă împotriva cerului, împotriva celui ce șade pe scaunul de domnie. Interesant, doi ani mai târziu, în vedenia pe care tocmai am pornit să o citim, el vede două din aceste patru fiare într-o altă formă. Pe de o parte e un berbece, pe altă parte este un țap cu un corn mare între ochi. Am ridicat ochii și m-am uitat și iată că era un berbece, avea coarne mari, coarne înalte. Unul era mai înalt decât celălalt, cel mai înalt crescuse mai la urmă, spune el. Apoi am văzut pe berbecele cu coarne, împungând spre apus, spre miază noapte, spre miază zi. Și nimeni nu putea să-i stea împotrivă. Oricine cădea în mâna lui, era călcat în picioare. A ajuns foarte puternic. Pe urmă m-am uitat și dinspre apus a venit un țap. S-a apropiat de berbece, avea un corn mare în frunte. Și versetul 6 spune, am văzut cum
Țapul s-a apropiat de berbece, s-a năpustit asupra lui cu toată puterea lui. L-am văzut cum s-a apropiat de berbece, s-a aruncat asupra lui, l-a izbit, i-a frânt coarnele, l-a trântit la pământ, l-a călcat în picioare. Țapul a ajuns foarte puternic, dar când a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare și în locul lui au crescut patru coarne spre cele patru vânturi ale cerurilor. Și versetul 9 l-aveți pe ecran. Din el a ieșit un corn mic. L-am mai întâlnit și în vedenia precedentă și cornul mic i-a trage atenția. Un corn mic care s-a mărit foarte mult spre miază zi, spre răsărit și spre țara minunată. Și asta era țara lui Daniel și de aceea punctul de interes practic îl suscită cornul acesta mic cu isprăvile lui. Ce vede Daniel? Cornul mic sau împăratul reprezentat de cornul mic năvălește în țara minunată, jertfa necurmată încetează. Urâciunea pustirii este așezată în templu și templul însuși este desacralizat. Și aude doi sfinți vorbind între ei. Și sfinții vorbeau despre lucrurile esențiale din vedenia pe care Daniel tocmai a avut-o. Am auzit pe un sfânt vorbind și un alt sfânt s-a apropiat de cel ce vorbea. În câtă vreme se va împlini vedenia despre desfințarea jertfei necurmate și despre urâciunea pustirii? Până când va fi călcat în picioare sfântul locaș și oștiria? Și el mi-a zis, observați, sfinții vorbesc, Daniel trage aproape și dintr-o dată cel care vorbea, într-un fel îl include pe Daniel. El mi-a zis, până vor trece 2300 de seri și de dimineți, apoi sfântul locaș va fi curățit. Cu alte cuvinte, punctul central al vedeniei este descoperit sau adus în prim plan de discuția dintre cei doi sfinți. Și pe această linie primește Daniel tilcuirea vedeniei pe care a avut-o. Versetele 15 la 26. Am să spicuiesc câte ceva din ele. Tilcuirea este dictată de un glas de om din râul Ulai, unde stătea Daniel. Dar aproape de el vede pe cineva care avea înfățișarea unui om. Și acel glas de om, care pare superiorul celui care stătea lângă Daniel, îi strigă, Gavrile, tâlcuiește-i vedenia! Este vorba de arhanghelul Gavril, de purtătorul, mesagerul lui Dumnezeu, care de cineva este trimis să-i tâlcuiască vedenia. Fii cu luarea minte, fiul omului, căci vedenia privește vremurile sfârșitului. Fii cu luarea minte, fiul omului, căci vedenia privește vremurile sfârșitului. Imaginați-l pe Daniel, care tocmai trăise cei 70 de ani de robie babiloniană, aștepta împlinirea profețiilor lui Dumnezeu, restaurarea lui Israel, rezidirea templului, așezarea jertfei necurmate pe altar, aștepta să vadă planurile lui Dumnezeu mărșăluind victorioase spre împlinirea tot ceea ce profeții au rostit. Și arhanghelul Gavril începe să-i tâlcuiască vedenia, versetul 20. Berbecele pe care l-ai văzut cu coarnele, cele mari, sunt împărații mezilor și a perșilor. Țineți minte, berbecele cu cele două coarne împungea spre apus, spre miază noapte, spre miază zi, pentru că el venea din răsărit. De acolo s-a ridicat Imperiul Medo-Persan și a cucerit toată lumea cunoscută a vremii respective. Da? Observați, Imperiul se întinde până în Ahaia, în Grecia și Macedonia și coboară jos și cucerește Egiptul de jos, Egiptul de sus. Cu alte cuvinte, cucerește lumea știută din vremea respectivă. Țapul pe care l-ai văzut este împărăția Greciei și cornul cel mare dintre ochi este cel dintâi împărat. Tânărul Alexandru Macedon a ajuns împăratul Macedoniei la 22 de ani după moartea tatălui său Filip, care devine generalul de armată și pornește războiul împotriva Imperiului Medo-Persan. În 10 ani, Alexandru Macedon cucerește tot Imperiul Medo-Persan. Aveți harta înaintea dumneavoastră. Toată aceea pată mare, galbenă, este cucerită, călcată în picioare de armatele grecești. Cornul acela mare este primul împărat.
În momentul în care s-a frânt, 323 moare, Alexandru Macedon, în locul lui cresc patru coarne în cele patru vânturi ale cerurilor. Cu alte cuvinte, Imperiul Alexandru Macedon, după moartea lui, se fărâmâțează, se rupe între patru generale ai săi. Aveți harta înaintea dumneavoastră, în dreapta, o pată mare galbenă, regatul Seleucid, Seleucus Nicator, este capul acestui imperiu. Jos în Egipt aveți o pată albastră, este Ptolemeu, da, fiul lui Lagus, și el este cel care ia în stăpânire Egiptul. Apoi aveți o pată oranj în care Lysimachus devine împăratul Traciei și a Bitiniei, iar Cassander împăratul Greciei și a Macedoniei, cele patru coarne. Acum, dintr-unul din cele patru coarne, iese cornul mic care îl interesează pe Daniel. Și cornul mic iese din regatul acela galben mare, din regatul Seleucid. Din regatul Seleucid. Versetul 23 este versetul cheie al capitolului, care ne ajută să facem punte spre zilele noastre, spre sfârșitul istoriei. La sfârșitul stăpânirii lor, este vorba de cei patru împărați, la sfârșitul stăpânirii lor, sfârșitul stăpânirii lor a venit când Imperiul Roman a început să crească și practic a cucerit toată lumea știută din vremea respectivă. Deci la sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut paharul nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. Împăratul acesta, ridicat din regatul Seleucid, este Antioh al IV-lea Epifane. A domnit între 175 și între 163, când desacralizează templul și se împlinește visul lui Daniel. El a fost tare, dar nu prin puterea lui. Cu alte cuvinte, ridicarea lui pe scena istoriei a trebuit facilitată de o altă realitate. A fost tare, dar nu prin puterea lui. El va face pustiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici și pe poporul sfinților. Din pricina propășirii lui și a izbutirii vicleniilor lui, inima îi se va îngânfa. Se va ridica împotriva Domnului domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutorul vreunei mâini. Și apoi Gavril încheie tâlcuirea cu versetul 26. Iar vedenia cu serile și diminețile despre care a fost vorba este adevărată. Tu, Daniel, pecetluiește vedenia aceasta pentru că ea privește vremurile îndepărtate. Pecetluiește vedenia aceasta pentru că ea privește vremurile îndepărtate. Aici Gavril tace și inima lui Daniel începe să bată. Impactul asupra vieții lui. Eu, Daniel, am stat leșinat și bolnav zile în șir. Apoi m-am ridicat, mi-am văzut de treburile împărăției. Eram uimit de vedenia aceasta și nimeni nu știa. Pe Daniel l-a îngrozit faptul că în loc ca istoria să curgă în linia așteptărilor fiecărui evreu și a lui în mod special, mai ales după ceea ce a descoperit Dumnezeu prin sulul cărții lui Daniel, vede undeva în negura istoriei tragediile care se vor abate asupra poporului sau asupra templului. Și-a dus aminte, ca să înțelegeți cutia de rezonanță în care privește vedenia, și-a dus aminte de visul lui Nebucadnețar pe care Dumnezeu l-a descoperit și l-a tâlcuit împăratului în capitolul 2. Marele imperiu, capul de aur, pieptul de argint, brâul de aramă, picioarele de fier amestecate cu lut. O piatră se desprinde fără ajutorul vreunei mâini din munte, lovește picioarele, spulbere întregul imperiu și întregul imperiu îl ia vântul ca vara pleava în arie. La ce te aștepta? Când intervenția lui Dumnezeu pune capăt unui imperiu, când Alexandru Macedon a ajuns în Babilon, a rămas absolut cu gura căscată, el, grecul, văzând opulența din palatul lui Nebucadnețar, unde și-a și sfârșit viața. Te aștepta când Dumnezeu intervine în istorie să-și ducă planurile mai departe. Dar Daniel trăiește pe vremea picioarelor de fier amestecate cu lut, când piatra lovește statuia, pe vremea lui Belșațar, ultimul împărat. El știa că se apropie sfârșitul, că a sosit vremea. Partea bună din vedenia lui este că el știe că va veni o vreme când va exista o repatriere.
poporului, chiar dacă el va rămâne în Babilon, era bătrân deja, dar poporul lui se va reîntoarce în țară după promisiunea lui Dumnezeu. Templul va fi rezidit, jertfa necurmată va fi pusă pe altar. Cu alte cuvinte, planurile lui Dumnezeu vor continua. Dar ce caută cornul mic să deranjeze planurile lui Dumnezeu? De ce se va ridica în istorie? Cine se va face vinovat de ridicarea cornului mic? Mă întorc la versetul 23. Când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. Păcătoșii care umplu măsura nelegiuirilor creează cadrul ridicării acestui împărat fără rușine și viclean. Și versetul 10 peste care am sărit spune: s-a înălțat până la oștirea cerurilor, a doborât o parte din oștire și din stele și le-a călcat în picioare. S-a înălțat până la căpetenia oștirii, i-a smuls jertfa necurmată și a surpat locul locașului cel sfânt. Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârșit împotriva jertfei necurmate. Oștirea, dragii mei, este poporul Israel, este oastea Domnului. Căpetenia oștirii este marele preot. El așeza jertfa necurmată pe altar în fiecare dimineață și în fiecare seară. Cu alte cuvinte, oastea este vinovată și pedepsită din pricina a ceea ce s-a întâmplat cu jertfa necurmată. Și textul continuă: cornul mic a aruncat adevărul la pământ și a izbutit în tot ce a început. Când am ajuns în cartea Daniel, când păcătoșii, prima întrebare este: Doamne, care păcătoși? Cei de afară sau cei dinăuntru? Nu uitați, în vremea aceea, afară era tot ce nu era Israel, înăuntru era tot ce se chema poporul lui Dumnezeu. Care păcătoși? Ca să înțeleg mai bine, a trebuit să fug 10 ani mai departe la a treia și ultima vedenie pe care a avut-o Daniel. Aveți înaintea dumneavoastră imaginea. Capitolul 7 creează cadrul cel mai larg, patru fiare. Capitolul 8, două dintre ele, într-o altă înfățișare, se confruntă, țapul este biruitor. Dar vine vremea sfârșitului și acestui imperiu. Și capitolele 10 la 12 ne prezintă într-un fel frământarea din jurul Țării Sfinte. Aveți din nou harta cu imperiul lui Macedon divizat între cei patru împărați. Observați, punctul acela roșu este țara Micea Minunată, țara lui Daniel. Deasupra Seleucizii, de desubt sunt Ptolemeii în Egipt, Siria și Egiptul. În schema care urmează, lucrurile sunt un pic mai clare. În stânga, Marea Mediterană, în dreapta, pustiul Arabiei, deasupra, regatul Seleucid, de desubt, Egiptul cu regatul Ptolemaic. Aveți Marea Roșie, Marea Moartă, lacul Galilei și acolo este țara cea minunată, pe care Dumnezeu le-a căutat-o, i-a luat în brațe ca mirele pe mireasă și i-a trecut pragul. Cea mai frumoasă dintre toate țările pământului, dar care depind în întregime de mâna bună a Domnului. Timp de secole, Seleucizii s-au luptat cu Ptolemei. Singurul culoar pe care puteau mărșului armatele lor era țara lui Israel. Cu alte cuvinte, Daniel vede cum țara sa devine ștergătoarea de picioare pentru armatele străine care, când o aduc sub stăpânirea Seleucizilor, când o aduc sub stăpânirea Ptolemeilor. Secole în șir a durat frământarea aceasta. Dați-mi voie să citesc doar câteva versete din capitolul 11, versetele 29 la 31. La o vreme hotărâtă, va porni împotriva împăratului de la miază zi. Este vorba de împăratul de la miază noapte, cornul mic Antioch Epifane, da, al patrulea. Dar lucrurile nu se vor întâmpla ca mai înainte, ci niște corăbii din chitini vor înainta împotriva lor, împotriva lui. Corăbile din chitini erau trimiși delegații romani, deja Roma se ridica la orizont, Grecia simțea, sau dacă vreți, tot Imperiul lui Macedon că se cutremură. Antioch Epifane a crescut la Roma alături de Irod cel Mare. El cunoștea puterea Romei, știe că nu se poate pune cu ei. Vedea ce se întâmplă pe scena istoriei și textul continuă: odată ce legatul roman i-a tăiat calea și a spus: trebuie să te întorci, Roma nu-ți dă voie să intre în Egipt, zice, deznădăjduit se va întoarce înapoi. Apoi mânios împotriva legământului sfânt, când a făcut stânga împrejur cu toată armata lui,
Ei credeau că vor ajunge în Egipt, vor lua bogățiile Egiptului și va plăti oștile. Erau oști de mercenari, dragii mei. Și a zis, cum să mă întorc în Siria? Mă linșează soldații mei. A zis, hei, Ierusalimul este în drumul nostru. Zice, apoi mânios împotriva legământului sfânt, nu va sta cu mâinile în sân, ci la întoarcerea lui se va înțelege cu cei ce vor părăsi legământul. Dragii mei, legământul nu poate fi părăsit decât de cei ce sunt în legământ. Cu alte cuvinte, în miezul lui Israel, în poporul lui Dumnezeu, apostazia începea să roadă ca și gangrena. Dacă citiți istoria vremurilor respective, marea preoție era cumpărată cu bani de la porțile sub care erau robi, ba de la Ptolemei, ba de la, sau mai târziu, de la Imperiul Roman. Cu alte cuvinte, lepădarea de credință în unicul Dumnezeu începea să strecoare. Da, religia a rămas, formele, ritualurile erau acolo, jertfa de curmate era pe altar, preoții erau înveșmântați cu toate țoalele lor, mai ales marele preot îți lua ochii când îl vedeai trecând prin tabără. Mânios pe legământul ce sfânt se va înțelege cu cei ce rup legământul. Niște oști trimisă de el vor surpa sfântul locaș, cetățuia, vor face să înceteze jertfa necurmată. Vor așeza urăciunea pustiitorului. Va deveni prin lingușiri pe cei ce rup legământul. Cine sunt păcătoșii care vor umple măsura nelegiuirilor ca să creeze cadrul ridicării cornului mic? Observați din nou versetul 23, la sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. Primul mare adevăr. Dacă poporul lui Dumnezeu, oricât de neînsemnat și mic ar fi el, păstrează echilibrul în ecosistemul spiritual al scenei politice, al lumii în care trăim, dragii mei, lucrul acesta n-ar trebui să-l uităm nici noi astăzi. Cu alte cuvinte, nu ei, nu afară, înăuntru, între noi, în poporul lui Dumnezeu ar trebui să fie sarea și lumina. Observați, poporul lui Dumnezeu are un rol determinant în ecosistemul spiritual al planetei noastre. Apostazia din poporul lui Dumnezeu creează condițiile ridicării cornului mic, cu toate isprăvile lui. Apostazia din poporul lui Dumnezeu, lepădarea de credință din poporul lui Dumnezeu creează condițiile ridicării cornului mic. Dar cine este poporul lui Dumnezeu? De unde să încep să-l număr? Nu cumva ar trebui să încep cu mine? Cu tine? Așa când am dat mâna unii cu alții. Dragii mei, nu poți spune vina pe cel de lângă tine, trebuie să te uiți în oglindă tu însuți, eu însumi. Apostazia mea, a ta, a, religia va continua, ritualurile vor continua, bisericile s-ar putea să fie plină, va bubui muzica în ele, dragii mei, se vor îngrămădi tinerii. Întrebarea mea este, unde va fi miezul din coaja asta golită de conținut? Aici, în capitolul 8 din Daniel, este principiul ridicării anticristului la sfârșitul istoriei, despre care Pavel vorbește tesalonicenilor în prima și a doua epistolă. Dacă mai țineți minte, cu legătura dintre Daniel și tesaloniceni, am pornit la drum ca să vedeți relevanța acestei cărți pentru vremurile noastre, pentru cele pe care le așteptăm. Tema centrală în 1-2 Tesaloniceni este tema venirii Domnului. Pavel a vorbit despre asta în capitolul 4, versetele 13 la 18, să încerce să-i mângâie pentru cei care au adormit în Domnul și Domnul Iisus încă n-a venit. Dar după plecarea lui s-au ridicat alții cu alte teologii și au început să primească scrisori în numele lui Pavel și au rămas absolut buimați. Și Pavel se grăbește să le scrie a doua epistolă și în al doilea capitol din 2 Tesaloniceni, în primele 4 versete, el îi atenționează. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de ușor în mintea voastră, să nu vă tulburați de vreun duh, de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip. Căci nu va veni înainte ca să fie prefațată venirea Domnului de două evenimente.
nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credință sau apostazia din poporul lui Dumnezeu și arătarea omului fără de legii sau fiului pierzării, potrivnicul care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Venirea Domnului, spune Pavel, luând principiile din Daniel, capitolul 8, va trebui prefațată de lepădarea de credință și de arătarea omului fără de legii. Observați, ridicarea cornului mic s-a datorat faptului că păcătoșii din poporul lui Dumnezeu au devenit mai preocupați de deșertăciunea lumii acesteia decât de planurile lui Dumnezeu, început de la marele preot și preoții din jurul lui, templul s-a pângărit complet. Și de aceea Dumnezeu a trebuit să nimicească într-un fel templul. Pavel ia principiul și îl mută și îl duce la sfârșitul istoriei. Lepădarea de credință, arătarea omului fără de legii, venirea Domnului Iisus Hristos. Observați ce anume anunță venirea Domnului Iisus Hristos. La sfârșitul stăpânirilor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, și acum nu vă gândiți la vremea lui Daniel și la perioada intertestamentală, gândiți-vă la zilele noastre, când păcătoșii din bisericile numite creștine, de un fel sau altul, numele realmente nu contează, cei care și-au legat într-un fel formal sau real numele de Domnul Iisus Hristos, când tu și cu mine vom umple paharul nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. Se va ridica împotriva Domnului domnilor, dar va fi nimicit, zdrobit, fără ajutorul vreunei mâini omenești. Și apoi Pavel continuă în versetul 7 din capitolul 2 din 2 Tesaloniceni, căci taina fără de legii a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce oprește să fie luat din calea lui. Dacă lepădarea de credință pregătește arătarea omului fără de legii, dragii mei, cel ce trebuie luat dinaintea lui sunt credincioșii ca tine și ca mine. Putem rămâne pe pământ, putem continua ritualurile noastre religioase, dar cu inima străinată de Hristos, cu alte cuvinte, suntem o sare care și-a pierdut gustul, puterea de a săra, care nu face altceva decât să rupă dinții oamenilor, o lumină sub obroc, care nu mai folosește nimănui. Taina fără legii a și început să lucreze, trebuie numai ca cel ce oprește să fie luat din calea ei. Și atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii lui, îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Ați-mi voie să iau principiul din textul acesta. Spuneam pe vremea pe care o vede Daniel în vedenia lui apostazia poporului său, creează cadrul ridicării cornului mic. În vremea noastră, lepădarea de credință creează cadrul arătării omului fără de legii. Nu știu ce credeți dumneavoastră despre creștinismul zilelor noastre. Zilele trecute ascultam pe David Paulson vorbind despre islam. Are o serie de prelegeri, v-am mai amintit de ele, dar cerând de la Dumnezeu o lumină asupra acestor lucruri înainte să înceapă să vorbească, Dumnezeu i-a indicat, nu știu cum, cartea Habacuc. Și cuvintele lui sună cam așa, ce-au fost babilonienii pentru evrei, va fi islamul pentru biserică. Dragii mei, Dumnezeu n-a îngăduit nimănui să se atingă de poporul lui, erau lumina ochilor lui, decât la porunca lui. Dar atunci când el a rostit blestemele și binecuvântările unui popor care a avut îndrăzneala să zică vom face tot ce a zis Domnul. Legământul lor era un legământ voluntar. Dumnezeu nu i-a obligat să intre în legământ. Dar era un legământ total. Cu alte cuvinte, ascultarea de Domnul trebuia să fie totală. Toate cele 613 porunci erau esențiale, da? Esențiale pentru ei. Niciuna nu e mai puțin importantă ca celelalte. Nu puteau păzi unele porunci și altele porunci. Și când au început să umple țara de nelegiuiri, începând din templu, Dumnezeu prin Ieremia și Ezechiel a trebuit să vorbească despre dărâmarea templului și despre ducerea în robie a întregului popor. Oare ce se va întâmpla
cu poporul lui Dumnezeu din vremurile noastre, atunci când vom păstra o formă de evlavie, tăgăduindu-i puterea, când ne mulțumim cu prezența odată la biserică, dar rest de trăim viața, ca și cei dintre neamuri, când încetăm să mai fim sare și lumină în societatea în care Dumnezeu ne-a așezat. Nu vă vine să strigați? Ca mulțimea din ziua cinzecimii, când Petru și-a terminat predica, fraților, ce să facem? Ce să facem? David Posen, în ultima lui prelegere, îl întreabă pe Domnul, Doamne, văd ce va veni, înțeleg din Scriptură ce va veni și merităm lucrurile acestea, dar care să fie mesajul meu pentru biserica de acum? Cum am putea întârzia aceste lucruri? Primul cuvânt pe care Dumnezeu îl revelează este reality, adevăr, realitate. Dragii mei, trăim într-o lume confuză în care nu mai există adevăr. Adevăr absolut. Există adevărul tău, adevărul meu, tu ține-l pe-a tău, eu-l țin pe-al meu. Relativismul acesta a început să pătrundă în biserici. Nu mai știm alb de negru, verticală de orizontală, nu le mai știm pe toate acestea. Și lucrurile acestea încep să pătrundă în creștinismul zilelor noastre. Cu alte cuvinte, călcăm apăsat pe urmele poporului lui Daniel, din vremurile în care Dumnezeu a trebuit să aducă pedeapsa asupra lor. Ce să facem, fraților? Păi, în primul rând, trebuie să crezi în ceva. Biserica a fost așezată pe temelia apostolilor și prorocilor, pe Scriptură. A fost așezată pe Scriptură. Dar care-i rolul nostru în lume? Exact ca rolul lui Israel. Dumnezeu le-a zis, vă aleg dintre toate popoarele, dar nu uitați, tot pământul este al meu. De dragul lor v-am ales. Cu alte cuvinte, rolul vostru este să fiți lumină și sare, să păstrați echilibrul spiritual în universul acesta. Ascultați-L pe Domnul Iisus vorbind ucenicilor săi în auzul mulțimii. Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Nu asta s-a întâmplat în vedeniile lui Daniel? Dar mă întreb, oare asta se va întâmpla și în zilele noastre dacă același principiu guvernează istoria? Domnul Iisus a continuat, voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic ca să lumineze tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei văzând faptele voastre bune să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Nu ne-a spus Domnul Iisus prin Petru că noi suntem o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestim puterile minunate ale Celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată? Dar dacă puterea aceasta nu mă transformă pe mine, ce am de spus altora? Observați, o formă de evlavie când îi tăgăduiești puterea, n-ajută pe nimeni, te condamnă pe tine și pe toți cei care s-ar bucura de ceea ce văd. Lepădarea de credință va crea condițiile apariției anticristului sau omului fără de legii. Dar numai cei care au avut o credință se pot lepăda de ea, nu-i așa? Nu te poți lepăda de ceea ce n-ai avut niciodată sau nu ai. Cu alte cuvinte, Scriptura spune, noi suntem cei vizați, biserica lui. Pavel în Romani, capitolul 10, versetul 17, leagă credința de cuvânt. Credința vine în urma auzirii, auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Spuneți-mi ce se întâmplă într-un creștinism în care cuvântul se împuținează. Regula simplă este că se împuținează credința. Ce se întâmplă într-un creștinism în care în locul cuvântului curat al Scripturii începem să ne hrănim sufletul cu istorisiri închipuite. O, credința se mută în informațiile pe care le primim. Și Pavel îndrăznește să-i scrie în ultima scrisoare lui Timotei sau în penultima, capitolul 4 din 1 Timotei, versetul 1. Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință
ca să se alipească de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Și dacă ați citit textul mai departe, el sună cam așa: ei opresc căsătoria, întrebuițarea bucatelor. Cu alte cuvinte, va veni vremea când vom muta accentul de pe miez pe coajă. Da? Vom muta accentul pe forme goale. O, dar sună frumos și sunt religioase și ne plac. Uitați-vă la ce se întâmplă în lume. Bisericile migrează spre a deveni un fel de moluri. Înghețată, fântână irteziene, cafea, părtășie bună, feel good. Nu ne mai interesează ce auzim și cum trăim, ci ne interesează cum ne simțim. Să nu ne mai vorbească de păcat. Noi nu venim la biserică să auzim astfel de lucruri. Dragii mei, când evreul se apropia de Dumnezeu, primul lucru era altarul de aramă, locul judecății. Până când nu te-ai lăsat judecat de Dumnezeu și până când nu te doare păcatul ca să-l scoți din viața ta, n-ai ce căuta în prezența de celui de trei ori sfânt. De trei ori sfânt. Fraților, ce să facem? Ascultați ultimele cuvinte ale Apostolului Pavel, 2 Timotei, capitolul 4, primele versete. Te rog fierbinte, îi scrie din pușcărie înaintea execuției bătrânul Pavel, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția lui. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gâdi la urechile să audă cuvinte plăcute și își vor da învățători după poftele lor. După poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu, Timotei, fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Ați-mi voie să închei cu aceeași întrebare. Fraților, ce să facem? Vă aduceți aminte de discuția dintre Avram și Domnul când Domnul se pregătea să nimicească Sodoma? Să ascund eu, oare de Avram, prietenul meu, ceea ce voi face? Și cei trei care au prânzit la el, pleacă doi dintre ei și rămâne unul și poartă un dialog cu Avram. Și Avram, când se gândește la nepotul lui, care cu toată familia este în Sodoma, zice: Doamne, vei nimici tu și pe cel neprihănit împreună cu cel păcătos? Doamne ferească! Dreptatea mea nu poate să facă așa ceva. Și atunci Avram îndrăznește: Doamne, dacă vor fi 50 în toată cetatea, vei nimici tu cetatea din preună cu cei 50? Nu, dacă sunt 50, nu voi nimici cetatea. Și dialogul continuă și Avram îndrăznește tot mai mult, numărând probabil în minte pe Lot, pe soția lui, pe fetele lui, pe ginerii lui și pe tot ce avea în casă. Și, Doamne, dacă vor fi 45, 30, 25, 20. Și Dumnezeu de fiecare dată îi spune: nu, dacă vor fi 20, nu voi nimici. 20 de oameni într-o cetate să fie suficienți ca cetatea aceea să fie scutită de revărsarea mâniei lui Dumnezeu? Și Avram îndrăznește pentru ultima dată: Doamne, nu te supăra pe mine, voi mai vorbi o singură dată. El deja făcuse socoteala familiei lui Lot. Dacă vor fi 10, știți ce îi spune Dumnezeu? Dacă vor fi 10 neprihăniți, nu voi nimici cetatea. Spuneți-mi dumneavoastră, din acest dialog, care să fie rolul unui om neprihănit într-o cetate? Care să fie rolul unei biserici într-o cetate? Care să fie rolul unui pocăit într-o familie nepocăită? M-am întrebat de multe ori, dacă Avram ar fi avut curajul să continue: Doamne, dacă sunt 5. Când am terminat cu câteva duminici în urmă, cu afirmația auzită și eu de la unul din misionari de mult din viața mea, în timp ce Daniel trăia în Babilon, Sodoma,
trei ani luat, a venit la mine cineva, a zis, cum ai putut spune așa ceva când Biblia numește neprihănitul Lot care își chinuia sufletul? Citiți, vă rog, istoria lui. Da? Istoria lui. Nici 10. El n-a avut curajul lui Iosua. Dragii mei, Dumnezeu nu așteaptă să formăm partide și până când s-a creat masa critică ca să influențăm societatea, organizații sau cluburi. Să ne aducem aminte de Daniel, rob într-un imperiu, de Șadrac, Meșac și Abednego, în mijlocul puhoiului nobilimii din Valea Dura în fața statuii. Nu ne închinăm, nu mă spurg. Dați-mi voie să las pe Iosua să încheie. Iosua este bătrân, țara este cucerită, împărțită la cele 12 seminții. Și înainte de moarte adună tot poporul să le vorbească. Versetul 14 din Iosua, capitolul 21. Aduceți-vă aminte, da? De tot ce a făcut Domnul pentru voi. Acum temeți-vă de Domnul, slujiți-i cu scumpătate și cu credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Și bătrânul Iosua, a cărui viață a marcat o generație întreagă, dragii mei, până și bătrânii care l-au auzit de el și l-au cunoscut, au stat lângă Domnul. A avut curajul să înfrunte întregul popor, să zică, cât despre mine, eu și casa mea voi sluji Domnului. Interesant, când Domnul Iisus vorbește celor 7 biserici din Apocalipsa, el nu așteaptă un partid creștin, ci un creștin. Înainte de dărâmarea Ierusalimului, Ieremia scrie, caut un om ca să stea în spărtură. Cu alte cuvinte, biserica începe de la mine. Apostazia bisericii începe din viața mea. Dar și rămânerea lui Hristos, lângă Hristos, trebuie să înceapă cu mine. Cât despre, citiți cu mine textul, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Amin.